Cine însetează să vină la mine și să bea, și eu îi voi da lui izvor de viață vie, apă de viață vie, și se va face întru el izvor de viață stătătoare spre viață veșnică. Spunea Mântuitorul iudeilor atunci când în Ierusalim a venit și a intrat în templu și a cerut de la iudei cartea prorocului Isaia, iar acolo a găsit scrise în prorocie descoperiri despre venirea Domnului și despre toate minunile care avea să le facă Domnul și despre pătimire și despre înviere și despre toate cele ce erau de folos pentru mântuirea omului. Sfinții părinți au hotărât ca în această a cincea duminică după înviere să se pună această evanghelie a întâlnirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu femeia samarineancă la puțul lui Iacob. Dacă duminica trecută Mântuitorul a vindecat un slăbănog de la scăldătoarea oilor, prin acea apă minunată pe care îngerul o tulbura, spre vindecarea celui care intra mai întâi în această apă, vedem cum Mântuitorul, care este dătătorul harului, nu mai era nevoie de un înger să vină să tulbure apa, ci însuși Mântuitorul a tulburat toate apele, atât din cer, cât și de pe pământ, cât și de cele de sub pământ. Dar le-a tulburat de așa natură, încât toate s-a mișcat, după cum spune o cântare din Canonul Paștelor. Adică toate s-au bucurat de învierea Domnului, și cele cerești, și cele pământești, și cele de desubt. Era vorba de această apă pe care Mântuitorul avea să o aducă prin botez în sufletele oamenilor, această apă vie care noi o primim prin harul Duhului Sfânt la botez, iar ea stă și așteaptă mișcarea ei de către noi înșine prin harul lui Dumnezeu. Deci Mântuitorul, trecând prin Samaria, era la amiază, deci era însetat, și s-a dus la acea fântână a puțului Iacob, știind că acolo avea să reverse asupra acelei femei însetate de apă, apa cea vie săltătoare spre viața veșnică. Ucenicii în acea perioadă s-au dus în cetate să cumpere merinde, iar Mântuitorul a rămas singur și aștepta la puțul lui Iacob, deoarece el nu avea ciutură și cel care venea să scoată apa trebuia să-și aducă el acea ciutură care să o lase până în fundul puțului, era foarte adânc. Și sigur că prin lucrarea lui Dumnezeu, o femeie din cetate a venit să ia apă pentru familia ei și pentru dobitoacele ei. Și la această întâlnire, Mântuitorul i-a cerut să-i dea și lui să bea, fiind însetat. Iar ea s-a mirat, deoarece era o vrăjmășie între iudeii din Iudeia și acei iudei din Samaria care se pervertiseră, care împrumutase din religiile politeiste anumite obiceiuri și ei nu mai era un popor al lui Dumnezeu, ci era un popor păgând de acum, dar ei se trăgeau tot din poporul lui Israel. Și era așa vrăjmășie între iudei și samarinei, încât cei din Galileea, care mergeau la templu din Ierusalim, de multe ori oculeau Samaria ca să nu se întâlnească cu ei.
Dar vedem că Mântuitorul, de multe ori venind la Ierusalim, El nu a ocolit acel ținut, ci din contra, a venit ca să-i cheme și pe ei la pocăință. Și vedem cum Mântuitorul, cerând de la ea apă, ea s-a mirat și a spus: cum tu, iudeu fiind, cei de la mine, femeie samarineancă, să-ți dau apă să bei? Iar Mântuitorul i-a descoperit altceva acelei femei, nu acea ură care era între acei frați iudei din Samaria și din Iudeia, ci a vrut să arate că originea lor este de la Avraam, părintele lor, și mai mult decât atât, este de la Adam și de la Dumnezeu viața lor. Și atunci Mântuitorul i-a spus: dacă ai fi știut tu harul lui Dumnezeu și cine ți-a cerut ție apă, i-ai fi cerut tu lui să-ți dea apă vie. Atunci femeia, în conștiință, i-a apărut o sămânță, o sămânță dumnezeiască, și a zis: cum? Tu ești mai mare decât părintele nostru Iacob, cel ce a făcut această fântână. Pentru că el a făcut-o pentru fiilor și pentru dobitoacele lor ca să le adape. Tu n-ai nici ciutură, de unde ai tu acum să-mi dai mie apă? Iar Mântuitorul, citind în sufletul ei curiozitatea, atunci îi revarsă asupra ei o sămânță din harul divin și ea, încă nedesmeticită fiind, se gândea că cine poate să fie el de a cerut să-i dea apă vie. Și atunci Mântuitorul îi spune: du-te în cetate și cheamă și pe bărbatul tău și veniți aici. Atunci acea femeie a spus că nu am bărbat. Iar Mântuitorul i-a spus: cu adevărat nu ai bărbat acum, dar 5 ai avut, iar acesta care, cu care trăiești acum, este al 6-lea și nu este după lege. Atunci ea s-a cutremurat la această întâlnire intimă între Mântuitorul și sufletul ei, și atunci ea a văzut că cu cel care stătea de vorbă nu era un om obișnuit. Și a spus: au tu, proroc, ești de știi toate cele făcute de mine? Dar în conștiința ei, parcă după această mărturisire a păcatului, a apărut și căința. Adică și-a adus aminte că Dumnezeu s-a descoperit oamenilor, și acel al Dumnezeu al lui Avram avea să se descopere și ei. Și-a întrebat: voi, iudeii, spuneți că în Ierusalim este locul de închinare, iar părinții noștri, ai samarinenilor, spun că în acest munte, Garizim, în apropiere de puțul lui Iacob, era un loc de închinare. Și atunci îl întreabă pe Mântuitorul: unde este mai bine să ne închinăm lui Dumnezeu? Iar Iisus Hristos, văzând că ea caută împărăția lui Dumnezeu și vrea să se închine cu adevărat lui Dumnezeu și nu unui Dumnezeu fals, ci unui Dumnezeu adevărat, Dumnezeu al părinților Avram și Isaac și Iacob, îi spune că va veni vremea, și acum este, când nici în Ierusalim, nici în muntele acestea, vă veți închina Tatălui în Duh și în adevăr.
Sigur că erau cuvinte neînțelese de acea femeie. Și strătoia în mintea ei să priceapă câte ceva din ce îi spunea Mântuitorul. Dar ea nu priceapea foarte mult pentru că nu era atât de îmbunătățită în cultivarea legii mozaice, nici în viața ei morală. Dar era căutătoare de Dumnezeu și atunci Dumnezeu, văzându-i căutarea ei, i-a descoperit mai mult decât s-ar fi gândit ea. Și atunci spune că a lăsat găleata acolo și a fugit în cetate să spună concetățenilor ei despre acel om minunat cu care s-a întâlnit, care i-a spus lui toate ceea ce făcuse. Și între timp apar și Sfinții Apostoli venind cu merinde din cetate. Și au văzut ucenicii că Mântuitorul stătea de vorbă cu o femeie samarineancă și s-a minunat, deoarece ei în conștiința lor nu ar fi făcut gestul acela, adică să stea de vorbă cu o femeie care, prin obișnuința poporului, ei nu se întâlneau și se oculeau de câte ori aveau ocazie. Și atunci Mântuitorul, văzând că apostolii nu înțeleg, avea să le descopere atunci când ucenicii i-a zis să ia merinde să mănânce, pentru că era o oră târzie din zi, îi spune că eu am mâncare pe care voi nu știți. Mâncarea mea este alta decât această mâncare pământească trecătoare. Mâncarea lui Iisus Hristos era căutarea sufletelor oamenilor. De aceea Mântuitorul și pe cruce, în ceasul al șaselea din zi, avea să strige, mie sete. Pentru că nu era sete de băutură pământească, ci era de sete de sufletul lui Iuda și de sufletele iudeilor celor înverșurați care urmau să-l ucidă. Era sete de sufletele păgânilor, care ei căutau pe Dumnezeu în conștiința lor, dar nu-l găseau, deoarece erau încorsetați de legile omenești prin politeism. Și atunci Mântuitorul le spune ucenicilor: voi spuneți că mai sunt 4 luni până la seceriș, dar uitați-vă că holdele sunt albe și sunt bogate în spice. Și atunci când ei s-au uitat în zare, avea să vadă cum întreaga cetate din Sihar avea să vină să-l înțâmpine pe Mântuitorul la cuvântul samarinencei. Deci holdele era sufletele acestor oameni însetați de Dumnezeu. Și au venit toți și l-au împresurat pe Mântuitorul, iar Mântuitorul a predicat Evanghelia la acel ținut. Și atât de mult s-au bucurat cetățenii din acel ținut, încât l-au rugat pe Mântuitorul să vină în cetatea lor și spune că a zăbăvuit 2 zile la ei acolo. Câtă căutare de Dumnezeu aveau acei oameni să-și lase toate ale lor și să vină după cuvântul femeii. Dar ei, în continuare, avea să-i spună femeii că nu numai după cuvântul tău, ci însuși am cunoscut că acesta este Hristosul, acesta este Mesia, cel făgăduit. Deci, noi am crezut nu numai din cuvântul tău, ci am crezut din cuvântul Mântuitorului,
din cuvântul său cel de viață dătător. Și atunci avem o paralelă între ținutul acela din Sihar, din Samaria, și ținutul din cetatea gadarenilor. Mântuitorul în ținutul gadarenilor avea să vindece de nebunie și de îndrăcire doi oameni care făceau foarte mult rău cetății acelia. Fiind posedați de demoni, ei ieșeau la drumul mare și dezbrăcați, goi, dar înfricoșați pentru că nu mai purtau haine pe ei, dormeau prin cimitiri, prin morminte și toți le era frică de acei doi îndrăciți, deci toată cetatea îi cunoștea pe acei doi. Dar la întâlnirea cu Mântuitorul, diavole au ieșit și au intrat în acel ținut în care era niște păstori cu porcii. Și vedem cum păstorii au fugit în cetate și au spus stăpânilor că porcii s-au aruncat în mare, iar un om care se zice că este nazarinean din Iudeia și predică o învățătură, acela a vindecat pe cei doi îndrăciți, dar în același timp au făcut și o pagubă mare, pentru că îndrăciți au intrat în porci, iar porcii s-au aruncat în mare. Și atunci, acei cetățeni din cetatea Gadara nu-L mai căutau pe Dumnezeu, ci căutau viața aceasta pământească trecătoare, adică negoțiul lor cu carne de porc prin care avea să-și sporească veniturile. Pentru că orică erau iudei și nu mâncau carne și o vindeau păgânilor, sau ei se pervertiseră și nu mai țineau legea mozaică și chiar mâncau și ei și făceau și negoți cu acei porci. Deci acea pagubă ei au considerat-o ca fiind mai mare decât ar fi căutat ei împărăția lui Dumnezeu. Și atunci îl roagă pe Mântuitorul să plece din hotarele lor. Deci avem această paralelă între acei cetățeni din Sihar și acei din cetatea Gadara. Unii l-au rugat să intre în cetate și să zăbovească, să le spună cuvânt de îndreptare, cuvânt de mântuire, iar ceilalți îl gonesc pentru că nu aveau nevoie de Dumnezeu, aveau nevoie doar de viața aceasta pământească trecătoare, negândându-se că au și ei un suflet care este veșnic. Dacă atunci acei păstori au mers și au anunțat în cetate, vedem aici o păstoriță, această femeie samarineancă, cum la cuvântul ei a mutat toată cetatea și a scos-o afară la întâlnirea cu Mântuitorul. Această învățătură ar fi trebuit și noi să o parcurgem și să vedem dacă noi ne asemănăm cu cei din Gadara sau ne asemănăm cu cei din Sihar. Îl căutăm noi pe Dumnezeu sau căutăm doar viața aceasta pământească trecătoare cu bunurile ei care satisfac poftele cele trupești, dar viața veșnică este departe de căutarea noastră. Sau poate unii dintre noi, măcar din când în când, ne mai desmeticim din această beție a poftelor trupești și a vieții trecătoare pământești și ne mai gândim din când în când că avem un suflet care, deși este mort, dar totuși, la întâlnirea cu cuvintele Domnului, sufletul poate să învie precum a înviat și sufletele acelor oameni din Sihar.
De aceea Mântuitorul îi spunea samarinencii că apa cea vie este din interiorul omului, adică este din inima lui. Este acea apă pe care Duhul Sfânt a presurat-o atunci la întemeierea lumii și fiecare om, când se naște, primește viață, primește dar de la Duhul Sfânt. Și cum știm cu toții că trupul omenesc conține foarte multă apă, deși apa aceasta este o apă care este spre necesitatea fiziologică a trupului, dar ea are și viață în ea. Iar această viață este harul lui Dumnezeu, cel sfințitor pe care Dumnezeu l-a dat la întemeierea lumii și îl dă și acum, atunci când omul vine și îl cunoaște pe Dumnezeu și se botează în numele Sfintei Treimi prin acea apă sfințită de către slujitor. Iar Duhul Sfânt cu cele 7 daruri rămân în inima omului ca o sămânță pe care omul este dator, odată cu creșterea lui, trupească cât și duhovnicească, să mulțească aceste daruri pe care le-a primit la botez spre viața cea veșnică. De aceea și Mântuitorul spune: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte vi se vor adăuga vouă. Deci împărăția lui Dumnezeu este întregul, iar celelalte este restul. De aceea și noi să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și apoi să căutăm și aceste lucruri trecătoare, dar nu spre poftele trupești, ci doar spre a ne perpetua viața aici pe pământ atât cât este necesară, pentru ca să nu cumva să depășească căutarea noastră trupească, să depășească căutarea noastră duhovnicească. Deci noi, citind această Sfântă Evanghelie, să ne înțelepțim și să căutăm cuvintele Domnului care sunt scrise în Sfânta Evanghelie, care sunt scrise în Epistole Sfinților Apostoli și în toată învățătura Bisericii, deoarece învățătura Bisericii este o taină de nedescris care se descoperă celor ce-L caută pe Dumnezeu, așa cum i s-a descoperit și acestei femei samarinence. Iar ea, din întâlnirea cu Hristos, nu s-a mai întors la viața ei cea trupească, ci după învierea Domnului, împreună cu Sfinții Apostoli, au mers în toată lumea ca să propovăduiască Evanghelia la toate neamurile. Și din viața ei aflăm că această samarineancă s-a numit Fotinia. Ea mai avea încă 5 surori și avea și fii și toți s-au mântuit pentru că au primit viață, moarte mucenicească. Deci să ne rugăm Bunului Dumnezeu ca să ne facă și pe noi ca niște samarineni, căutători de Dumnezeu, căutători de viață veșnică, căutători de mântuirea sufletului, spre slava Sfintei Treimi, a Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.